iată ce gânduri ciudate au urmăritorii mei de pe Instagram, partea a doua. Al astăzi o să mor psihic totuși. Dacă mă mănânc pe mine, oare cum mă mai cac? Ce-i cu gândul ăsta? Dacă fiul meu va fi preot, îl voi striga părinte sau fiule. Oare dacă mă cac și căcatul se evaporă, înseamnă că fac oxigen? N-ai cum! De ce nu se strică laptele în vacă, dar când iese se strică? De asta nu mai plouă dimineața, coi! Cum ar fi dacă aș merge la un polițist pe stradă și voi spune, știu unde locuiești? Pușcărie! Vreau să văd pe cineva în ciocanul scos și să-l întreb dacă vrea un leu. Dacă o fată își pune putare și dacă în viitor împreună cu un băiat este gay? Bă, nu știu, nu mă bag. Scrieți mai în comentarii că nu mă bag.